Eu arăt pe telefon, ești nebun? Ce legendare. Ce legendară credeți că ne pică? Haideți să Nu. vedem ce legendară crezi tu că ne pică. Eu vreau legendara, ce legendară vreau mă, eu? Minerul, minerul, te rog frumos, minerul, 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 minerul. Și să învârte frumos și... Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale, așa cum v-am obișnuit. Suntem alături de domnul Rafael și m-am trezit eu din somn acum și băieții mi-au făcut o ofertă, Rafael, de nerefuzat. Exact. Pentru doar 50 de lei, îmi dau chestul ăsta de cât e, de 2.300.000. Bă, nu pot să refuz, mă. El celebrează că am ajuns în arena nouă. Vedeți și voi că am ajuns în arena Wow! nouă, am câștigat destul de multe meciuri. Ce vă recomand eu ca să jucați este Deku ACS, nu vă las doar după Rafael. Însă dacă nu aveți Electro Wizard, ăsta e una dintre cele mai bune cărți în Deku ăsta. Da, Ok. bă, eu ce am? Rafael, tu n-ai Deku așa, dar asta e destul de bun. 4-1 costă, dar vă garantez eu că merită. Haideți să deschidem și noi acest pachet, această ofertă și nu uitați să apăsați butonul de like ca de fiecare dată pentru că o cumpăr. Deci dau 50 de lei pe această ofertă și să nu apăsați nici like, două încolo. Bune, Hai să unde vedem trebuie ochii cum mari? fac eu ca să nu vă arăt pe telefon. Dacă e, vă arăt pe telefon și asta e. Hai. Ok, vedeți și voi, nu știu dacă se vede pe dos. Și acum a apărut direct oferta și ce aveți? Gold. Arcașii aia, Rafaele, Ice Spirits, Bowler, Bowler. avem Skeletonii, mi se pare că se vede pe dos, dar nu sunt sigur, Prințul, Epicard, îmi pică legendară, Rafaele, îmi pică legendară și eu arăt pe telefon, ești nebun? Ce Ce legendare. legendară credeți că ne pică? Haideți să Logo. vedem ce legendară crezi tu că ne pică. Eu vreau legendara, ce legendară vreau mă, eu? Minerul, minerul, te rog frumos, minerul, 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 minerul. Și să învârte frumos și... Prințesita, prințesa mea, frumoasa mea. Wow. Am apucat legendara prințesa, îmi pare rău că vă luat pe telefon, dar e foarte greu să deschizi chesturile astea pe calculator pentru că nu te lasă să plătești. Ca o metodă de securitate, intru acum, dăm noi aici. Rafaele. Și vedem noi ce avem aici. Noua mea legendară. Prințesita. Unde ești frumoasa mea? Uite-vă cum stă. Prințesa. Îți place prințesa? Cred că ar fi folositoare în deck-ul meu. Dar ce aș înlocui? Săgețile? Ar merge. Da. Mai am astea de apucat. Uite, fii atent câte cărți mai am. Ești nebun? O grămadă de cărți. Tu mai ai 3 cărți și eu mai am o grămadă. Ok, băieți, haideți să dăm și noi drumul la episod acum, Rafaele, că am deschis chestul. Dăm un V2? Nu. Dăm așa direct, ca să vă arăt cum funcționează deck-ul meu. Este foarte interesant. Păi, fii atent, Rafaele, să cum funcționează deck-ul meu. Dai să schimb monitorul. Așa. Și intrăm aici. El e de level 10. El are 2500 și are level 10. Nu-ți face nici măcar o problemă. Mie, la mine, în episod, mi-a dat Marius un miliard de sfaturi. Zici că el era la 4.000 de trofee și eu la 1.000. Bă, Rafaele, având în vedere că mie dă de level 10 în arena asta, nu mi se pare corect. Dacă ție ți se pare Ba da, că e corect. arena nouă și arena mare. Ok, arena mare, are dreptate omul. Nu pune nimic, ești nebun, are elixir de jumătate. Oh my Plus god. că tu oricum ești boostat, adică, na. Nu știu ce să zic de ăla. E cam greu de oprit, nu? Dar am Electro Wizard-ul, nu-mi fac greși pe el, pentru el. Dacă ai Electro Wizard-ul, nu e problemă. Dar rândunicile alea îl oprezi repede. Nu acolo. Sau nu știu cum se face. Da, Oh Eric, my god. primul tău. Zi mersi ca să nu dea mai mult. Ok, lasă-l așa. Să nu dea mai mult, să nu dea și pe rege. Nu da pe rege. Oh my god, uite ce dă, ești nebun. Nu-mi spune că mai dă o dată. Oh my god, lasă că la bareți mei și făcură treaba acolo sus. Mamă, cât de aproape a fost. Păstrează rândunicile pentru ăla, că le scoți imediat. De fapt, le scoți imediat. Nu brabeți, nu brabeți, nu brabeți. Oricum n-ai săgeți. Ok, hai că e bine. Încă una, încă una. Yes, 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 yes. Așa, frumos. Hai că l-am adus acolo unde vreau eu. Hai să vedem cum te aperi acum, Marius. Pucii, O am să și pună schimbat de Wizard în buton. spate și nu poți să pui rândunicile. Până ajunge ăla.
Trebuie să apere pe aici, pe partea asta. Care mi-l scoate direct. Nu l-a scos, bă. O să dai flacăra și scoți. Flăcărica, dai mă. Hai mă, hai mă. Oh my god, nu. Bă, du-te copile. Nu mai dai una, nu mai dai una, nu mai dai una. Hai că dau și la bareță mei colo. El acum nu mai are cu ce să mai apere. Cu zap. Păi și dau două lovituri acolo, minim. E papa, ciaureta. Încă nu, Marius, încă nu. Ai dreptate, bă. Până bate ăsta aici, s-ar putea să se ducă rush, ești nebun? S-ar putea să spawneze la în bază. Da, dar n-are ce să mai facă, e mort aici. E mort, papa. Ai dreptate. Ce faci, mă, să mai pune nimic? Ok, ha ha. A panicat prostul, vezi? Ha ha ha, am level 9 și bat pe toți și sunt boostat. Nu înțeleg cum. Cum n-ai băsit? Ești boostat, Marius. Mamă, cred că s-ar putea să fiu highest. Și la mine în clan, să vedeți cine este șeful. Nu aici, aici, Rafael. Cine este șeful aici? 70 de trofei, aproape cel mai pupă Jean. Ok, așteptăm mana, cum ne-a învățat Rafael. În cazul ăsta, n-avem ce să facem, decât să facem asta. Ăla nu mai apăr, dă-l recu. Aaaa, nu. Și ca prost acolo. Bă, copilul... Oh, are Goblin Barrel de level 5. 800 damage am înțeles că de Electro Wizard după turn singur. Ia că face Magus. A pus brabețe. Cred că regret acum. Ar trebui să faci ceva în stânga sau... N-am ce să mai fac acolo, dar trebuie să iau turnul. Deci renunță la turnul ăla. Turnul ăla e căzut. Nu prea. Ba da. Bă, da, mă obligă să mă duc în spate. Mamă, așa fac toți, ești nebun, are minerul de level 2. Ce copil. Nu i-am luat niciun damage cu săgețelele, de ce? E de level 10 copilul ăsta, mamă, pe bune. Level 10, cel mai corect joc. Ce faci, mă? Mamă, ce bine l-am pus pe ăla. Bă! Cum are, mă, Hog Rider de level 9? Și ăsta e bun, Marius, are crezi de level mare, zic sigur. Skarmy de level 5. Prințesa level 2. Hog Rider level 9. Goblin Barrel level 5. Level e mare. Păi normal că mi le dă mie. E rupe Goblin Barrel-ul la level 5. Normal că mi le dă mie ca să nu câștig și să rămân în arena aia. Ia să trebuie profilul lui, să vezi ce level avea. Trebuie să mi le dea mie ca asta să... nu e de arena nouă. Mi le dă mie ca să nu câștig și să rămân în arena aia și să joc cu tot. Ia de bun. Battle. Nu vezi... Păi nici eu n-am level-ul ăsta, ia mă, ăsta e... Are săgeți de level 11, nici eu nu am. Hog Rider level 9, e foarte greu să-i faci level 9, Marius. Îți trebuie 400 de cărți, mi se 4, pare. 3, 9, 2, ia să vedem. Baza mea cât are? 4, 3, 9, 2. 300 HP la bază, în start. Poate face o ăla era, avea cărți bune, joacă de multă. Cred că joacă ca disperat un pana mea și tot n-a reușit să joace. Păi nici eu n-am, nicio rară de level 9. I-aș da așa, da, regret după. Ce toxic ești, Maris. Pune ăștia așa aici. Bă, dar mă enervează, deci toți jucătorii nu pun cărți. A dat locul, ești nebun? Nu adică... Niciun joc... să pui tu. Da, eu sunt primul om care pune carte, ești nebun? I-am mai văzut pe aia prin arena 11. Nu juca nimeni, așteptam. Urăsc cartea aia mare, s-a mai zis vreodată? Bă, dacă ar mai fi dat o lovitură... Aolo, e dalmațian. Wizardul ăla e mort și... Mai pune și mine, ăsta e... Păl... Sunt bune ăștia, mă, sunt buni. N-ai ce să le faci.
Sunt mii de prea buni. Prea buni îi dă. S-am zis că așa îmi face mereu. Când ajung în arena asta, mi-a băgat pe gât. O să dau și o request la vrăbiuță? Dacă are și brabețe, e dement omul. Hai că nu dă bine. Vezi pentru ce e bun rage acolo? Da. Dar eu personal să zic, n-am văzut pe cineva să joace cu rage în afară de tine. Hai mă, pune ceva. Oh my god. Hai că n-atinge. Le scoate pe toți, ești nebun. Mamă, mă rup pe ăsta, nu? Dă ceva de mei, să știi. Bă, dacă îl bat pe ăsta, râde el până mor, ești nebun? Dar nu ca prințul ăla real. Ei? Ce e aia? E același carte, aceeași carte. Vrăbiuțele. Nu, că îi facem trade. Pune ăla, dar aruncă secera, nu? Da. Da, e luat. Toți. Oh my god, dacă m-a apărat acolo. Ce vali. Ce frumos, merit să rămân aici pentru asta. Pă bune spun. Îl pun pe ăsta să ține ocupat, că e tank și mai câștig timp. Bine mă, am luat și bomba. Bă, aici i-am luat și bomba în spate. Ăla se ocupă de... Aici am făcut după toată greșeală. E magic să joace, pleacă acasă, acasă copile. Asta a fost greu, adică nu știu ce mi-a făcut prima oară, dar m-a demențiat la cap. Cam atât și cu acest episod, eu am fost X-Leader, sper că v-a plăcut, încep să învăț și eu să joc. Deși îmi dă levele foarte, foarte mari, nu știu dacă v-am arătat, mi-a dat acest am level. Ray mi-a dat băiatul ăsta cu level 10 la turn. Bă, și tu nu te-ai niciodată episodul cum vreau eu.